Scandalul medicului de la maternitatea Polizu, urmărit penal de Tribunalul București pentru tentativă de omor calificat, ia amploare. Avocatul Adrian Cuculi s-a declarat pentru Postul nostru de televiziune că ar putea ieși la iveală și alte cazuri în care medicul măcelar ar fi încercat să scape de copiii născuți prematur. Între timp, ginecologul Florian Robe lucrează în continuare la maternitatea Polizu. Conducerea unității medicale susține că deocamdată nu îi poate suspenda activitatea medicului, întrucât instanța nu a luat nicio decizie. Atenție, vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Pe surse, mai există încă un caz, dacă vreți, o victimă, aș putea să spun, a acestui medic care a ales să vorbească și probabil că zilele următoare o să și facă, cu un caz quasi identic, tot așa copilul a rămas cu sechele. Avocatul a mai adăugat că acesta este doar începutul poveștii și cel mai probabil vor ieși la iveală și alți părinți care nu știu ce s-a întâmplat cu copiii lor. Acuzațiile inițiale au pornit de la mama unei fetițe născute prematur în urmă cu 3 ani, despre care medicul i-a zis că a murit la naștere. Apoi, medicul a pus-o pe femeie să semneze certificatul de deces, iar nou-născutul a ajuns într-o tăviță de metal. Copilul a fost găsit a doua zi de o asistentă într-o pungă de plastic, în viață. Au trecut 3 ani de zile pentru că, pe de o parte, imaginile nu au fost puse la dispoziția familiei imediat, ci această nașă a copilului, a copilei, a venit mult mai târziu la botezul fetiței și a pus la dispoziție cu lacrimi în ochi filmarea respectivă. S-au semnat că este moartă, certificatul de deces. Totul am aflat de la asistenta care a salvat-o. Asistenta care a salvat-o a și botezat fetița. Mi-a spus exact cum s-a întâmplat. Mi-a spus că ea dimineața când a venit la ora, 8-9, a mers, au o cameră a lor unde sunt rezidurile și trebuie să le arunce la tomberon. Și a zis că a vrut să ia sacul acela în care era fetița. De fapt, a zis că prima dată a auzit un scrâncen de copil. Instinctul a dus-o spre acea cutie de plastic în care se afla fetița. Fetița de ce era în cutia de plastic. În cutia de plastic era băgat un sac menajer în care era fetița. Și a spus că în momentul în care a desfăcut sacul la gură, fetița ar fi ridicat cumva capul să tragă aer. În urma descoperirii, asistenta a alertat asistenta șefă și a dus fetița la secția de neonatologie. Cu toate acestea, timpul petrecut în punga de plastic, fără asistență medicală, a avut un puternic impact asupra copilului. Clar, are întârzieri motorii, mentale, toate, mă spun sincer, toate. Și am luptat și încă lupt cu ea, făcând fel și fel de terapii, pentru dezvoltarea ei, pentru motricitate, pentru limbaj, că încă nu vorbește. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus începerea urmăririi penale pentru tentativă de omor calificat pe numele medicului, iar Colegiul Medicilor din Municipiul București s-a autosesizat și a declanșat o cercetare disciplinară ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, referitoare la cazul de la maternitatea Polizu. Există, cum spune și termenul de suspect, indicii solide că acea persoană ar fi săvârșit fapta pentru care este acuzat și pentru care, de altfel, a fost chemat în prima dată ieri, asta este important să spunem. Cazul a avut și cunoaște mai multe audieri în decursul timpului. În februarie s-a depus plângerea penală și el a mai fost odată prezent în fața anchetatorilor, la vremea respectivă nedorind să dea nicio declarație. În ciuda acuzațiilor extrem de grave, medicul profesează în continuare. Potrivit sursei citate, conducerea unității medicale susține că deocamdată nu îi poate suspenda activitatea medicului, întrucât instanța nu a luat nicio decizie.